Oligarh rus în exil, Vladimir Putin nu vrea să anexeze Ucraina, ci să o distrugă. Comentariile lui Nevslin au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Times of Israel, în care fostul vicepreședinte al companiei petroliere Yukos, care a fost destructurată de guvernul rus la începutul anilor 2000, a declarat că, la început, Putin urmărea renoirea modelului sovietic și anexarea Ucrainei, Moldovei și Belarusului la Rusia. Dar acum totul s-a schimbat. Putin încearcă să distrugă Ucraina. O înțelegem din această violență insuportabilă și din natura oribilă a acestui război, a declarat Nevzlin pentru cotidianul Online, potrivit Neusvik. El distruge orașele vorbitoare de limbă rusă, distruge ființe umane. Acesta este modul lui de a se răzbuna, împotriva Ucrainei și împotriva președintelui ucrainean, Volodymyr Zelenski. El măcelărește ucraineni și distruge infrastructura. Oricine este implicat în lucrările de restaurare va trebui să curețe molozul și să construiască de la zero, adăugat el. Vladimir Putin ar fi dorit inițial să împartă averile din Ucraina. Oligarhal exilat a declarat că au existat zvonuri potrivit cărora Putin ar fi căutat inițial să împartă averile din Ucraina, dar a precizat că, dacă așa ar fi fost cazul, nu ar fi distrus o oțelăria Azovstal, ci ar fi preluat-o pentru a o transmite ulterior asociațiilor săi. Uzina a fost locul ultimei rezistențe împotriva forțelor rusești în orașul portuar ucrainean Mariupol în această primăvară. Ați văzut câmpul din Dambas care a fost semănat cu bombe și explozibili. Aceasta este viziunea lui pentru Ucraina. Războiul va continua mult timp, a adăugat Nevzlin, care a fugit din Rusia în Israel în 2003, în timp ce mai mulți colegi de ai săi au fost arestați de oficialii ruși în martie, în urma invaziei din Ucraina, oligarhal exilat a renunțat la cetățenia rusă.